Ой, Боже! Ce face domnul Puian? Bagi la găzdan? Uite-mi pula mea! E bun, e bun! Bagă acolo, la patio! Bagați la găzdan, că la toamnă va ta epiteți. Un prieten bine m-am găsit aici la un nou video, după foarte, foarte mult timp. A venit și vara la noi, aproape vara, deși zici că e iarnă. Super frig, am dus pui acum, astăzi avem o grămadă de treabă, începem agricultura în forță. Avem aici aratura. N-am mai arat aici de foarte, foarte mult timp, de vreo câțiva ani buni. Dar să vedem, să vedem dacă se va face ceva. Timpul destul de întârziat și fie destul de nașpa la unele legume, pentru că am foarte multe legume de multe feluri și o să le plantăm începând de astăzi, începutul mai. Trebuia unele mai repede, dar n-aveai cum pentru că a fost super, super frig. Primăvara numai ce a fost odată, acum zici că e total iarnă. Chiar și acum mai frig, a fost brum acum câteva zile, dar hai zicem că e ok. O să duc mâncare la pui și pe aia ne apucăm de treabă. Nu uitați, dați acolo un like pentru mai multe videouri de genul ăsta. Ce faci, domnule Buhaiaș? Faci puleală? Luăm mâncărica. Pău băga, eu zdam puternic, oricum trebuie să le facă îndată, dar mai am făcut ieri. Bun. O, domnule Puian, hai, bea o pică, tati, bea o pică. Da, prieteni, mai am câțiva pui în casă, într-o cameră, unde e mai cald. Că sunt mai micuțe ăștia și nu îi dau încă. Adică îi dau, pe timp de zi îi dau afară, dar pe timp de noapte țin în casă. Că e frigaleu, e frigaleu. Și nu că e frigaleu neapărat, nu poate să-i acoperi piteți cloșca. V-am zis, am luat pui de la clocitoare mulți. Și câțiva de la cloșcă numai. Asta e fain tare, bă. E singurul care a ieșit culoare așa. Asta i-a mai dat o dată apă. Care mai e ăsta, cred că? Bine, oricum ei beau și afară, dar le mai dau așa un pic. Era bună. Că aveam un pic de albastru, vii. Hop.
Până să le punem și mâncarea. Asta e din pui ani de anul trecut. În ce mare s-a făcut de hane. Și mai am una. Astea-s găinile de anul trecut. Ia uite-le-as. Ia uite-le-as, măi. Americanii, cocoșoi americani. Coșaleu bătrân, ți-ai grea. Bun, prieteni, ne dăm la treabă, tati. Avem aici o grămadă de treabă. Multă buriană, am ce strânge la buriană, uitați-o și aici. Multă rău, dar cred că o să fac staturi și în timp ce fac staturi și coleg buriana. Cred că o să fie mai ușor așa, ca să nu stau... Să pierd timpul cu buruiana neapărat, că vreau să pun altceva. Adică o să punem ceapa, cel mai probabil, prima dată. Și prima dată punem ceapa și după aia morcov, castraveți și ce mai avem. Vedem ce apucăm să punem astăzi și... Punem și mâine, toată săptămâna, cât o să fie cald. Că de miercuri ce că plouă, viața e grea, azi e luni. Azi e luni, 30 mai. 30, pardon, aprilie, nu mai, doamne. 30 aprilie, da? Bine, clipurile probabil o să apară ceva mai târziu la voi. Nu va plăcea jumătatea lui mai, dar hai să... Bagaj la ghiozdan, până de sară, să nu vă aud plunțul. Haha. Trebuie să mai fac una de asta, dar le fac mai târziu ca acum. Mânca puternic toată noapte, cu bulangie. Bun, prieteni, avem sapa pregătite. Hărlețanu. Am aici o grebluță de asta, e cam vișchenă, dar e ok. E bună. Mergem să pregătim prima dată straturile. Deci prima dată pregătim straturile, după aia punem ceapa. Am undeva la 1 kg, cred că, de ceapă. Jumate roșie, jumate albă. Pregătim straturile. Băi, aș vrea să pun și morcovi azi. Să vedem dacă apucăm. Mamă, cât aburiană aici, ferească sunt. Vai lei. Nebunie. Am luat papușoi, fasole. Mă, avem multe, multe. O să facem un clip pentru fiecare. Clipurile nu o să fie foarte lungi. O să fie așa 10-15 minute, vedem cum. Editam și cum facem, sper să vă placă și hai să ne dăm la treabă, toate să nu mai stăm, să pierdem timpul. Am început bine, ce să mai... M-a pun să mă acul, nu mai... Aici, m-a pus. Gata. Salutare, băieții. Nu mai fac nimic, gata. Aici mă pun, dorm o leacă și privesc așa. Nu, bă, ne dăm. Aici vreau să le fac la găini. Am făcut așa cum temerii bine, asta e făcută de câțiva ani buni. Dar vreau să-l fac la toamnă, ca lumea, așa, am grădit tătă roata, o să facem și un clip pentru asta. Că nu prea mai am loc acolo, unde să pun și pui și găinile alea mari, trebuie să-l fac ca lumea. Că aici, în partea asta, e numai pentru animale vreau să fac. Deci, numai pentru animale și agricultură o să fac. O să mă apuc de agricultură, ce sub viața e grea, n-ai ce să faci. Hai să ne dăm, să facem straturile, să vedem cum să-l facem. V-am zis că din partea asta o să încep, pentru că partea aia o să pun și niște cartofi. Și partea asta o să fac, să văd cum e de planificat, că sunt unele legume care sunt bine plantate lângă alte legume și tot așa, iată. Dar cred că o să încep de aici, fac așa. Două straturi, cred că ajunge pentru ceapă, două sau trei, maxim trei. Ha, și ne dăm să nu mai stăm la vorbări, că dacă vorbi, nu mai face nimic, ai de bunii. Uite, cereșul meu, săracul. Am avut aici un cereș, am plantat acum câțiva ani și... Nu știu, au dat o boală ceva, s-a uscat puternic. Și... Mi-a zis cineva că s-a uscat pentru că a avut o boală de mic. Când l-am plantat, am pus gunoi. Și a zis că nu e bine să pui gunoi în grășământ. Când plantați copaci, că așa...
Și au zis omul, au zis că nu e bine să pui în gunoi când plantezi un pom fructifer. Și s-a uscat puternicul și aici am avut o cracă, s-a uscat și am tăiat-o de aici. Era uscată, nu mai avea ce să face. Deși el face încă muguri și... Adică gata, înflorește. Dar chestia că o să vedeți, se usucă și nu mai face nimic, adică frunzele cad la un moment dat și rămâne gol. Primul an a făcut fain, a făcut fain cireșii, dar după aia nu mai, s-a pierdut. Asta e, o să plantăm și la toamnă niște pom fructiferi. Vedeți un profesionist cum plantează aici. Trebuie să luăm dimensiunea, să facem așa, atât, patru colțuri cum ar veni. Ar trebui să aduc roaba, fac. Trebuie să aduc roaba ca să pun, na, de fapt o pun aici și după aia o încărc. Că n-am ce face. Luăm anușoaile, bă, luăm anușoaile. Câte m-au umplut de blut de asta și nu-mi place. Nu-mi place, lucrăm. Gospodăreaște, cum s-ar zice. Și începem toate, facem patru colțuri, bam, 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 am rupt, gata, s-a rupt. Nu mai am cu ce lucra. Oha. Să vedem, deci cam așa o să fac statul, bam, bam, cam până pe aici. Să nu-l fac nici carma, nu, până aici o fac. Da, până aici. Așa, dar de fapt o să le și loc pe aici ca să fie, da, o să fac mai așa, mai pe aici. Mai pe aici. De lungi. Până aici, așa. Nu le fac nici lungi tare. Bun, bă, nu mai pot, s-o obosi, bă. Cum o să mă pun să dorm o leacă. Bă, și-i frig, adică afară-i friguț. Nu te vă gândiți că e super cald, adică cam hanorac, adică e rece. Ce că depoi mâine anunți iară frig, 4 grade, 5 grade, în luna mai. Deci, e frumoasă. Să faci straturile destul de înalte ca să nu fie buriana să crească așa, adică trebuie să le facă înalte. Am ce face. Prieteni, după aproape jumătate de oră, nu a durat chiar mult, o dura mai mult pe părți, dar după am mers destul de repede. Am scos toată buruiana, deci eu așa fac prima dată, înlătur buruiana, că asta e cea mai mare problemă, că după aia se dai forme și să le înălți foarte, foarte easy. Uitați-vă și voi câtă buruiană a ieșit dintr-un strat, cred că aici iasă 5 faitoane de buruiană, super mult. Super mult, dar ce să facem, asta e viața. Acum îi dăm formă, îl înălțăm și cam asta e viața. Îi dăm formă acum, forță. Și după aia punem ceapa. Bine, cred că o să fac două straturi și după aia o pun. Ca să fie... Să mergem cu dea gata. Uite cum...
și noi o pauză, aproape am făcut primul strat. Ne-am dat forma, uitați-vă și voi cum arată. Cam așa arată, acum mai dăm cu grebluța să-l nivelăm frumos. Și cam aia e, destul de înalt, eu zic. Faza e că l-am luat cam în gust, trebuia un pic mai lat. Nu mă așteptam, adică trebuia pană, cam până pe aici. Trebuia mai o bucățică luată. Dar nu mă așteptam să intre atâta pământ. Următorul o să dea un pic mai lat. Adică mult mai lat, cu un metru cel puțin. Dar eu zic ok. Eu zic ok, arată bine. Arată super bine. Fac și astea așa ca lumea, le îndrept. Dau cu grebluța. Și revenim. Când va fi gata, să vedem cum a ieșit. N-am și eu o coadă, ca la tătă casa. Băi, eu zic că pentru un început, eu zic că e bine, n-am mai făcut un strat de când eram mătățel, cred că. De mult rău n-am mai făcut un strat. Eu zic că e cât de cât ok. Așa, la prima vedere, voi ce părere aveți? E bun sau nu e bun? S-ar face ceva sau nu s-ar face? Nu, cred că s-ar face nică, să face, bă, tată, să face. Acum mai îndrept astea, razoarele, sau cum se cheamă la voi, nu știu, habar n-am. Luăm bureanul, o dăm la o parte. Uitați-vă și voi câte bureanul ieșit dintr-un strat. Uitați-vă și voi cât amormanul. Deci o grămadă de bureane. Mai rămas așa ierburi, dar astea n-au nimica. Adică bureana asta, ce cu radacin, cum e asta, aia? Asta trebuie luată, n-ai ce face. În rest, eu zic că e destul de bine. Mamă, n-a trece timpul, mâncați aș gura ta. Trece rău, nu ca așa. Dar facem și următorul strat. O să-l fac, cred că fix lângă. De fapt, nu, o să les un loc. Pentru că aici o să pun și conopida, cred. Deci trebuie să lăs un loc aici cumva. Adică lăs locul ăsta și fac următorul strat. Nu știu, văd eu cum. Sau fac tot încolo, cred că. Cred că fac tot încolo. Înainte. Da. Cred că așa o să-l fac. Și după aia punem ceapa. Ceapa e destul de ușor să o pui. Adică faci cuiburi mici. Sau puteți și șansă. Dar nu, mai bine faceți cu un băț ceva. O să vă arăt eu când o să o plantăm. Și după aia... vedem noi, oricum mai avem timp, unde soară stăm, cred că mai plantăm ceva, vedem. Hai, trecem la treabă că am stat prea mult deja. Nu mai apare dare asta, frate meu, că am zis mi-e un energizan și văd că nu mai vine de vreo oră și ceva. Cam face pauze cam lungi omul, dar na, asta e viața. Băi, eu zic că e și chiar bine, bă. O să mai nivelez eu așa un pic cu grebuța, dar eu zic că e fain rău. Adică dacă chemai pe cineva nu-ți face așa. Când îți faci tu al tău, știi cum să-l faci, cum să-l lei și să-l faci cum trebuie, adică îl faci ca la carte, că-l faci pentru tine. Dacă chemi pe altcineva, mai mult după bănet, să meargă treaba cât mai repede și să vină banul. Nu mai stă el să culeagă toată buruiana sau să-l niveleze sau să-l face, că am mai avut eu persoane care mi-au făcut și l-au făcut așa. Nici nu era măcar înalt, era drept aproape. Adică o săpat un pic și gata, aia l-a fost stratul. În jumătate de oră l-a făcut. Ce jumătate de oră, mai puțin. Și nu era buruiană. Asta e viața. Mai bine să faci tu la tine și ai. Știi cum să-l faci. Hai, domn Dari, că ne siete. Ai stat și ea pe ceas. Uite ce acest strat periculos am făcut. Cum te tomoghiu, joacă-te buriană în sensul mă. Păi buriană, tamană, e?
Iată, două roabe de... numai de la un strat. Ia. Buriane puternică. Ei, dar na, trebuie strânsă, că dacă nu o strângi... Vezi deja câte buriane a luat acolo, ia. Mă ghilui. Dacă nu o strângi, cum ai ieșit? Să-ți facă eu un sap. Da, când ce mișcă. O fac eu cum mai acolo. Cum ai ieșit stratul? Da, perfect. Da, domnul Mitică este un bun agricultor. Așa e? Da. Da, nu, pentru asta îi dăm aici un energizant. Monster. Știm? Puterea ursului. Așa, divin. Ca să aibă forță, să bată la aici sapă. Aici pun ce apă, mai fac un salt tot așa înainte. Uh-huh. Trebuie... pe margine ce pui pe margine ce? Păpușoi sau fasole? Ce punem acolo? Punem fasole, mi-e de asta margine cu hara. Da, că e la umbră și se doar face. Doar așa ce? Trebuie tot cu buriana luată? Trebuie... A, normal, trebuie că îmi faci cuibul, ai strâns da. Buriana. Da. Că nu mai trag dacă ai dat de aici. Să trag până pe aici, atât. Până la mijloc. Până la mijloc, până la așa și aici, ca să facem aici trebuie să fac un aparat ori razor. Pe mijloc, nu doar să vedea de unii, bort, aceea. Știi și pe o parte, pe alta mai pui. Fix pe bort, aceea. Bun să pui, știi? Fix pe bort, aceea. Da. Uite, aici am să pun roșa fix acolo, chiar dacă dai rândul, e acolo, da. Un pic cald. Dar poate dau cu fila, eu știu, un cheașul ce face. Și plug de unii. Da, are fila, mă. Are? Da. Da. Na, bine, domnul Mitică, dați-i batei. O să fac filmatorul, după aceea pun ceapa. Crezi, 200 laturi ajunge, oare? Mă rog. Agricultură? Agricultură. Prea vezi curat. Nu vezi, gata, un strat e făcut. Un strat e făcut, gata? Dar ca la carte. Așa strat, n-ai văzut niciun, nicăieri. Strat. Tu ce faci? Bun, prieteni, am fost și am întărit un pic săpulica cu un blaca naiba, acum e șpan pape. Aici bem o guriță din Monsterinos, că n-am băut. Și ne dăm la următorul strat. Avem timp, nu ne grăbim, nu ne grăbește nimeni toate. Ușor cu frână, tătuțu, ușor cu frână. Dacă n-avem femeie, ce să facem? Asta e viața, îi dăm așa încet. Cam cald, dar e bun. Asta mi-e bun așa că e. Aici la umbră. Am făcut cel de-al doilea strat. A ieșit forță asta, mai forță decât primul. Ia uitați-l. Forță a ieșit înalt, mare, fain. Fain rău aici. Chiar a ieșit fain. Avem pe al doilea, oricum am muncit. Ia uitați-l și voi câte buriane. Deci uitați-l și voi câte buriane și de aici. Ua, plin, bubă. Ia s-o remorcă de la tractoria aia forță. Full, maxim. Bun, avem aici două feluri de roșii. Roșii albă. Roșie normală. Și mamă, ce am zis roșie cumva? Ceapă am vrut să zic, ceapă albă și ceapă roșie. Da? Ceapa roșie o să pun aici și ceapa albă în partea asta. O să vă arăt imediat cum ceapa oricum se face foarte ușor, pământul e moale. Am luat o ceapă de asta, pac. Și un fii, nici nu trebuie să faci. Dacă e pământul mai aspru, luați un băț și faci, sau cu degetul, pur și simplu. Nu faceți borți foarte mari, 2-3 cm maxim. Nu trebuie mari. Că ea după aia se duce, rădăcina. Oricum o să mă ocup eu imediat. Mai trebuie să dau un pic cu greblă, uite, un cui. De unde e de acolo apărut cuiul ăsta? Bun, mă duc mai beau o gură de energizant ăsta. Că am muncit din greu. Am făcut destul de repede, oricum. Al doilea mers mai repede. Un pic de antrenament trebuie, da. N-am avut antrenament la primul. N-am știut cum să-l iau, dar al doilea au mers pac, rapid, rachetă. Aici e fain, nu-i șit, chiar ușu fain. Ce părere aveți? Ești bun agricultor sau nu-s bun în viața asta? Hai să vedem că nu a reușit să mânță, atunci să vedem dacă suntem buni sau nu suntem. Când ai un energizant de ăsta, mi-are treaba, mi-are treaba. Da, o să punem ceapa acum pe cele două rânduri. Am alăturat piatra, buruiana, frumos. Am curățat tot. Suntem pregătiți pentru cultivarea cepii. Hai să-i dăm să zacă și după aia trecem la următoarea plantă pe care o să plantăm. O să vă zic. Următoarea legumă, nu știu de ce am zis plantă. Legumă. Bine, și plantă merge. Hai să fie așa toate. Bun, prieteni, am luat ceapa, nu știu cum să o pun. Să o pun așa sau să o pun de-a lungul? Eu de obicei o puneam așa. Că intră mai mult pe parcă, nu?
să mă pun de-a lungul. Să mă gândesc, să mă gândesc. Cum ar fi mai ușor la privire normal și normal, mai ușor ar fi când privești de-a lungul. Cred că mai bine de-a lungul. Cred că mai bine de-a lungul, dar dragi prietenași. Bun, luăm ceapa, frumușanos. O și încolțe, că ceapa o am destul de mult timp. Cred că are vreo 2 săptămâni, dar n-am putut să o plantez, că a fost brum, a fost frig, a fost zăpadă în aprilie. Chiar o ninsă în aprilie. Și a fost mega frig, n-am putut să plantez absolut nimic, din păcate. Așa că plantăm în luna mai ceapa. Pur și simplu un fidget, foarte, foarte easy. Distanța să fie cât destul de mare ca să, când pleviți, ca să nu se... Să nu priviți cu tău cu ceapă. Că se mai întâmplă, adică să rup și ceapă. Uite o buriană, n-am luat-o. Pe mărgini o să pun ridic. De obicei așa fac. Pe marginea asta pun ridic. Cred că nu o să mai pun ridic anul ăsta. E greu la plivit. Văd. Vine că se face. Eu zic că se face ca lume. Bine, s-a făcut în fiecare an, de fiecare dată când am pus ceapă, s-a făcut pentru că ceapa nu e gingă și nu trebuie niciodată foarte des. Și eu zic că iasă ca lume. Acum contează și sănânța, dacă e bună ca lumea. Da, și mergem așa încă cu un rând să vedem cam 20 cm, zic eu. Și cam pune pe aici, așa, să fie cât de cât loc între ele ca să... Când previzul am zis, dacă e foarte apropiată, există riscul să mai lași și câte ce apucă. Și păcat de ea. Păcat. La pusământul e foarte easy. Cel mai greu e să faci stratul, asta e cu sapa, cu cât ia timp. Dacă n-ar fi buriană, normal și normal, dacă era arat de toamnă, cum ar fi trebuit, dar eu nu știam că o să pun, adică credeam că nu mai pun anul ăsta nimica. Am zis că dacă sunt tot acasă, ia de să mă apuc o leacă de agricultură de asta, să văd dacă merge treaba. Adică pun de tăti. Am 16 feluri de legume. Pun de tăti, de tăti. Tăte livada asta. În forță. Oi, doar rela! Vă mai zic ceva, băi, e fain și primăvara. Primăvara e fain că pui toate sămânțurile astea în pământ. Dar toamna e și mai frumos, că n-ai recoltă bogată. Atunci e fain, când vezi că tot e verde și te pierzi prin grădină. Sincer, mie îmi place, adică mie îmi place grădinăritul, fără mișto. Grădinăritul e forță, dacă îți place, dacă nu îți place, mai bine nu faci. Și sunt multe chestii pentru grădinărie, dar nu le-am făcut. Adică să-ți facem îngrășământul propriu, îngrășământ, care îl faci de cu toamnă. O să-l facem la toamnă, o să vă arăt. Adică sunt o grămadă de clipuri, dar vă arăt pentru cei care mă urmăresc. O să-l facem de cu toamnă. Anul ăsta o să fie mai greu, s-ar putea să nu se facă multe legume decât ca lumea. Că nu am cele mai bune condiții și nu am nici răsade, care trebuia să le iau din martie, adică... Roșele nu știu dacă să le pun direct în pământ sau să fac răsade, chiar nu știu. Scrieți în comentarii că am și niște roșii.
de alea micuțe, șieri sau cum se cheamă, parcă așa se cheamă. Și că alea țin la temperatură un pic mai reci, acum să vedem. Bun prieten, auzi domnul Cocuș, nu mă lasă să vorbesc aici. Am pus primul strat de ceapă, bă, și mi-a mai rămas o grămadă, uitați-vă și eu cât mi-a mai rămas. Gândeam că intră asta toată pe-n stradă, dar nici de cum. Adică am pus super multe. Așa că o să trebuie să mai fac, cred că încă un strat, că pe ăla o pun roșii și vedem, cred că mai trebuie. Cred că mai trebuie un strat. Hai să astupăm, deci astupați pur și simplu cu mâna, frumos așa, nu dați cu grebra pentru că există riscul de a scoate ceapa din pământ și nu se va mai face nimic, dați așa ușor, ușor cu mâna, da? Prietenea asta e un pic mai mare, deci s-ar putea să încapă ca lumea și să mai rămână. Ar fi super bine ca să mai trebuie să facem un strat de ceapă. Dar dacă trebuie, aia e. Punem ceapa în pământ, exact ca cealaltă, da? Pac. Auto. Apăsăm ușor și astupă frumos. Ușorul de la Dorna. Hai să-l vedeți. Chiara de la munte. Ce faci, domnul Hanțiu? Chiara de la munte. Ce ai dus aici? Uite, ai... Ai la banane? Se trăie? Bă, ai unt. E unt, uite, aveți un unt. Pune la frigidier. Ia să-l punem în frigidier. Da, pune... Ce zacuscă pune la frigidier? Se strică. Da, și măr, măr. Pune-l în plasă și du-l în casă, că nu-l mai dat. Ce mai fac? Avem banane, ne-a dus porcușorul banane, să prindem putere de urs. Let's go! Am pus și ceapa roșie aproape. O udare, o să facem de seară o udare. După ce apune soarele, da? După ce nu mai e soare deloc afară, pe la 9:30 chiar. Dăm o odare la ceapă, ceapa nu-i gingășă, adică puteți să o dați o dată la 2-3 zile la început, chiar și deloc, adică n-a trebuie, n-a secetă mare, trebuie. Dar o să anunțe oricum ploaie de miercuri și nu o să trebuiască foarte, foarte des odată ceapa. Da, mai avem un pic, o rămas o grămadă de ceapă. Și dăm și zacă, tate, n-avem ce face. Băgăm o banană mai întâi. Îngrășământ chimic. Punem banane din pământ, să crească banane. Fructul meu preferat. Banana, cea mai bună.